americanul. Este capitan de echipă astăzi. Minge mutată de Velev și o centrare în careu, o primă ocazie, parada portarului Lazar, gol! Karanović în zonă, dar mingea ajunge în lateral la Fülöp István, care șutează sub bara transversală și este 1-0. Excelentă parada golkeeperului Giurgiuvean, dar apoi șut. Lovitura liberă se anunță periculoasă, 25 de metri, șutul în blocaj, gol! Zid de Florentin Matei, cel care o și obținuse, mingea a ricoșat, asta nu s-a încheiat, Flores centrează și gol! Karanović! La Flores, cred că a fost offside aici. Urcă Hugo Konongo. Hugo Konongo în care în fața golului de 3-1, gol! Șepși Oheșca! De la Hugo Konongo, care s-a dus pe poziție viitoare, excelent în spatele liniei de fundaș, a primit pasa de la Fülöp, un 1-2 remarcabil și câștigătoare a Cupei României. Peter Gal, ce frumos întoarce acolo în fața lui Dima, gol! Gol, 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 Karanović! Găsit pe linia careului mic, Karanović etalează un acolo a lui Budescu. Excelentă apariție și ocazie mare, gol! Superb! 4-2! Burpă integral la această fază și fac ca scorul să se modifice din nou. 4